Shalom, Scripturile Sfinte, și să citim cuvântul scris în Psalmul 51, către mai marile cântăreților, un psalm al lui David, făcut când a venit de prorocul Natan după ce intrase David la Batșeba. Ai milă de mine, Dumnezeu, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire nelegirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămeslit mama mea. Dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntru meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nejurile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duc de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă divina sângeului vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus. Dar ție nu-ți plac ardurile tot. Jertfe plăcute lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta varsă-ți binefacele asupra Sionului și zidește zidul Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arde tot și jertfe întregi. Atunci se va duce pe altarul tău viței. Amin. Binecuvântat să fie Domnul, cel care s-a lăudat cu David, cel care l-a pedepsit pe David atunci când a păcătuit, cel care i-a dat iertare, și tocmai despre asta vreau să vorbim. Ce poți face ca să fii iertat? Nu există năpastă mai mare decât păcatul. Păcatul este o nenorocire mai mare decât moartea. Căci moartea, dacă e vorba de cei credincioși, nu este o nenorocire. Este o plecare la odihnă și așteptarea slavei și cununii care Domnul va da în ziua aceea tuturor sfinților care au slujit. Dar păcatul este o tragedie aici și o tragedie imensă pentru toată veșnicia dacă nu scăpăm de el. Nu toți oamenii sunt conștienți de păcat, dar asta e cu atât mai rău. Vor fi conștienți ziua judecății, dar va fi prea târziu. Dar am întâlnit în slujirea mea pastorală oameni apăsați de păcat, care nu mai aveau liniște nici zi și noapte. Am întâlnit însă și oameni care s-au bucurat de iertarea ce le-a acordat-o Dumnezeu. Și mai mult sau mai puțin, toți sfinții au avut parte de harul acesta. Depinde la fiecare cât a avut să ierte Dumnezeu și prin ce experiențe a trecut. Fericirea de a fi iertat, bucuria de a fi mântuit, e mare lucru. Dar pentru a ajunge acolo, să privim în Psalmul 51 să vedem ce poți face ca să fii iertat. Evident că iertarea este numai prin Domnul Iisus Hristos, prin sângele Lui. Dar acum privim la partea umană, ce poate, ce trebuie să facă un om ca să fie iertat. Să ne gândim la David și la socrul său Saul. Aparent, David a păcătuit mult mai grav. Prea curvie, crimă. E drept că socrul său în urmă a ajuns și el la crimă și la închinare în fața unor medii oculte, dar în prima fază, când a ajuns să fie lepădat, am putea spune la o primă privire că nu săvârșise păcate atât de grave. Ceea ce însă îi diferențiază totalmente pe David de Saul e pocăința. La David o întâlnim, la Saul doar formal, doar de moment. Deci,
Iată ce a făcut David de partea lui pentru a fi iertat. În primul și în primul rând, a apelat la mila divină. Iată, vom lua pe rând versetele 1 și 2. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Este singura argumentare corectă în fața lui Dumnezeu. Păcatul nu se justifică, nu poți da vina pe alții. Doar să ceri mila lui Dumnezeu, îndurare. În pilda spusei Domnului Iisus Hristos, așa cum o prezintă Evanghelistul Matei în capitolul 18, este scris că unul datora o sumă imensă și cu siguranță că această pildă se referă la datoria păcatului nostru, la vinovăția care o purtăm înaintea lui Dumnezeu, care planează asupra noastră și aduce mânia lui și chiar urgia. Scrie aici în Matei 18, versetul 27, stăpânul robului acelea, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Și stăpânul îi zice din nou aceleași rob care n-a înțeles de ce a fost iertat, că mila l-a determinat pe Dumnezeu să-l ierte. Și el n-a avut milă și îi reamintește în versetul 33, oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău așa cum am avut eu milă de tine? E corectă zicerea specifică în Biserica Ortodoxă, miluiește-mă Dumnezeule, că dacă nu-și face Dumnezeu milă de noi și că să ne ierte, nu avem altă variantă. Nu-i putem aduce în fața lui Dumnezeu faptele noastre. Plata păcatului este moartea, nu se echivalează cu bunuri sau cu alte activități. Numai mila divină poate să declanșeze fenomenul binecuvântat al iertării. Aceasta se obține rugându-ne, dar vom vedea noi îndată în ce stare. Să ne amintim cum a venit fiul risipitor, fără pretenții, că motivațiile cad. Apelează la mila divină, că e mare îndurarea lui Dumnezeu. Ninivenii n-aveau șanse, dar au apelat la mila divină. Iona știa că Dumnezeu e și milos, îi spusese lui Moise. Ninivei nu știau, dar au făcut o încercare și a fost cu succes, că mila lui Dumnezeu e mare. Povesteau frații din fosta Uniune Sovietică despre slujitorii unei adunări care, mergând pe drum spre o conferință și fiindcă era drumul lung, au avut timp să se înțeleagă, între altele, ce să facă în dreptul unuia care le-a scos din drepturi datorită unui păcat. Unii au spus să fie repus în drepturi, alții să mai rămână sub disciplină și nu au avut un consens. Dar acolo Domnul le-a vorbit prin Duhul Sfânt și a zis că despre sufletul care v-a sfrământat pe drum, eu, Domnul, m-a hotărât să-l iert, mi s-a făcut milă de el, că a plâns înaintea mea. Iată cum Dumnezeu este bun. A fost cu David acum 3000 de ani și încă nu obosește iertând, slăvit să fie Domnul. O a doua atitudine. David a dorit o sfințire totală, foarte important acest aspect. De fapt, are de-a face cu a-L înțelege pe Dumnezeu așa cum este și gândește El. Dumnezeu nu se poate să-i ceri să scape de un viciu, dar să păstreze o altă patimă. Ori vrei curat de tot,
și te spală, ori nu se apucă. Iată ce scrie aici în versetul 2. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Și versetul 7. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Eu n-am auzit ca Dumnezeu să fie iertat pe cineva de 25% sau de 90% dintre păcatele sale. Dumnezeu când iartă, iartă total. Dar trebuie eu ca om să vreau să fiu curățit în întregime. Altfel, Dumnezeu nu mă ajută, e scris în 2 Cronici 16:9, că Dumnezeu sprijinește pe aceea căror inimă este întreagă a Lui. A spus Moise, Deuteronomul 18:13, tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Ce înseamnă acest totul totului tot? În cazul nostru, să vrei să îndepărtezi orice păcat, pentru că mânia lui Dumnezeu se declanșează din nou la orice nelegiuire, spune Romanul 1:18. Iar Pavel scria la Efeseni 4:30, să nu întristați pe Duhul Sfânt. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară de mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni cu alții, miloși, iertați unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Eu sunt încredințat că David și-a dorit, și așa trebuie să facem și noi, să scape, să scăpăm de orice păcat. Nu doar să fim iertați de orice păcat, nici să nu mai comitem niciun păcat. Asta înseamnă să ne mărturisim în profunzime, nu superficial. Să identificăm și stările care pot trece neobservate la unii. Dumnezeu pedepsește pentru o mânie uneori. Sau și dacă nu pedepsește pentru o mânie, se mânie El, că El este întru totul sfânt, 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 sfânt până în capăt, sfânt în întregime. Și așa ne vrea și pe noi. Să ne rugăm așadar ca David: Doamne, vreau să fiu mai alb decât zăpada, fără nicio pată. Așa vrea Domnul să fie biserica sa. Doamne, lucrează și în viața noastră. Pentru că trăim într-o generație în care mulți cochetează cu păcatul și socotesc că asta nu-i problemă. A viziona un meci sau un film cât de cât selectat n-ar fi o problemă. Glume, pierdut vremea pe internet n-ar fi o problemă. E o problemă care aduce alte probleme. La David totul a plecat de la o plimbare fără rost, de la o privire. La Batșeba, că doar psalmul acesta după acel eveniment a fost scris. Totul a plecat de la permisivitatea ei de a se scălda într-un loc public. Câți dintre creștinii din vremea noastră conștientizează că nu este permis? Pentru că e păcătos să-ți expui trupul, să vizualizezi alte trupuri. Și în aceste condiții se produc catastrofe, ceea ce avem acum. Pentru că oamenii și când se pocăiesc, în sensul când s-au botezat, nu sunt gata să dorească să accepte o sfințire totală, să devină mai alb decât zăpada. În al treilea rând, David a fost conștientizat de conștiința sa și trebuie lăsată să lucreze. Foarte important asta. Scrie aici, în Psalmul 51, în plângerea lui, când s-a recunoscut, ci
Citesc versetul 3 și versetul 17, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Conștiința aceea care actualizează și nu vrea să șteargă păcatul din memoria noastră. Și zice în versetul 17, jertfele plăcute de Dumnezeu sunt un duc zdrobit, Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâcnită. Cugetul nostru facilitează această zdrobire, ne înțeapă. Dădea cineva o definiție a conștiinței, ceea ce te face să nu te simți bine când aparent ai avea toate motivele și condițiile să te simți bine. Asta, evident, în condiția existenței vreunui păcat, e mustrarea internă. Nu mustrarea externă poate să ducă la o pocăință profundă, că cei din afară poate știu, poate nu știu toată viața noastră, așa dacă Duhul Sfânt le-o descopere. Dar Duhul Sfânt intră în relație cu noi prin conștiință. Așa cum se roga Solomon în rugăciunea sa, în Împărați, capitolul 8, versetul 38, dacă un om, dacă tot poporul tău va face rugăciuni și cere și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului lui, să lăsăm conștiința să acționeze, chiar dacă ne chinuie, chiar dacă, așa cum spunea David în Psalmul 32, ne simțim apăsați, ni se ia pofta de mâncare. Eu chiar cred că atunci când ne pocăim, trebuie să postim și pe principiu că conștiința și întreaga noastră ființă intră într-o întristare de ne piere pofta de mâncare și de râs, cum scrie în Iacov, să se prefacă totul în tânguire, că oricum păcatul e de moarte și e a jale. Dar Domnul vrea să lucreze doar prin această întristare a pocăinței, nu să ne ducă la moarte. Și oamenii cei mai insensibili înaintea Domnului pot să aibă momente de cercetare, cum s-a întâmplat cu cei ce au dus femeia prinsă în preacurvie. Citesc din Ioan capitolul 8, când a auzit ei, versetul 9, cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă, și s-au rămas cu femeia care stătea la mijloc. Cu siguranță că avea și ea mustră de conștiință, nu doar toți ceilalți. Dar nu le-au avut și când au adus-o, se pare că nu. De aceea, cel puțin în momentele de cercetare, să lăsăm conștiința să lucreze, să ne judece, ba chiar să rugăm pe Domnul să ne-o performeze, cum zice Pavel la Roman 9:1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt, am văzut în propria ființă, în momente de cercetare înaintea Domnului, identifici cele mai mici și mai tainice vinovății. Nimerești ca beniamiții aceia ce se foloseau de mâna stângă și ocheau firul de păr și îți dai seama unde ai păcătuit, ce vinovății ai. Pentru că altfel nu se deschid cutele ființei noastre și nu poate intra apa sfântă ca să ne spele. Unii încearcă să fugă de mărturisire, dar nu o să scape în întregime. Este ceva născut în noi în ce privește dorința de a ne confesa, de a ne spune păcatul. Asta am văzut de-a lungul zecilor de ani, fie că e vorba de copii, fie vorba de bătrâni. Omul este apăsat și nu scapă până nu se mărturisește. Da, dar spun unii, numai Domnului. Așa a zis David, că Domnului s-a mărturisit, dar nu știu cum că am aflat și noi. Dar scrie în lege că omul vinovat trebuia să meargă la preot și să se mărturisească. Și în Iacov 5 de asemenea scrie, și la botez, în cazul lui Botezătorul, de asemenea scrie. Este ceva natural să te mărturisești. Și cine își ascunde fără de legile, spune Scriptura, nu propășește. În al patrulea rând, și asta urmează în mod logic după cele de până aici,
David a acceptat pedeapsa. Perfect valabil și în Noul Testament. Păcătosul care își conștientizează păcatul, chiar dacă știe că Domnul iartă și că nu că noi plătim cu sângele nostru, simte nevoia nu doar să se mărturisească, ci și să își suporte cota de vinovăție, care în fund are doar un rol pedagogic, nu ispășitor, în sensul profund că ispășirea se face prin sânge. Tâlharul care și-a mântuit sufletul în ultimă instanță pe cruce lângă Domnul, spunea, citesc Luca 23 de la versetul 40, înfruntând pe celălalt tâlhar: nu te tem tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fărădicile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. David a spus în Psalmul 51, referitor la acceptarea pedepsei, următoarele, versetul 4 și versetul 8. Împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Și asta a spus-o după ce i-a spus prorocul ce osândă și ce pedeapsă va avea. Nu osândă în înțelesul strict. Versetul 8. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Dumnezeu este drept. Vor recunoaște toți care sunt sinceri cu adevărat și vor să fie iertați. E principiul educației în viața de familie, despre care spune în Evrei capitolul 12 de la versetul 4: voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge lupta împotriva păcatului. Ar fi putut scăpa de pedeapsă, dar nu ne-am luptat și am căzut la ispită. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el, căci Domnul pedepsește, și ascultați-mă bine, e regulă generală, pe cine îl iubește și îi bate cu năiaua pe orice fiu care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți sau parte sunteți feciori din curvia, nu fii, că eu nu-mi permit să disciplinez copiii vecinului. Dar pe ai mei, dacă vreau să înțeleagă, am drept să-i disciplinez. Asta nu e o pricină de bucurie în prima fază, numai mai la urmă. Asta e școala de corecție a lui Dumnezeu și valabilă în toată istoria. Unii cred că harul suspendă asta. Da, avem mare har să fim iertați, să mijlocească Domnul pentru noi, să nu primim o pedeapsă maximă, uneori să alegem ca David. Dar și atunci când a făcut numărătoarea aceea, tot a fost pedepsit. Astăzi am citit într-o carte ce urmea să fie tipărită despre o soră rămasă văduvă în fosta Uniune Sovietică, ce a avut un copil bolnav multă vreme. Și Dumnezeu i-a descoperit: adu-ți aminte de vinovăția ta. Când tu vei pleca de aici, copilul tău se va face sănătos. Și și-a amintit că un copil necăjit, pe care un tată vitreg voia să moară, venea și cerea mâncare. Ea s-a dus, a vorbit cu mama lui naturală și cu tatăl vitreg. Aceștia a spus: nu, că noi îi dăm să mănânce, dar mințeau. Și mai târziu, când copilul a venit să ceară, i-a zis: du-te că și eu sărac. Copilul era foarte flămând, nu mâncase de câteva zile, a mers puțin mai încolo, a căzut și a murit. Și atunci așa a amintit că exact după ce a refuzat acel copil, s-a îmbolnăvit copilul ei și a fost bolnav 20 de ani. Când ea a murit, frații, cunoscând descoperirea, s-au dus la spital, l-au scos afară și s-a făcut sănătos, și sănătos a rămas toată viața. Dumnezeu pedepsește, să mă audă bine toți.
L-a pedepsit pe David, ne pedepsește și spre noi, spre binele nostru. De aceea trebuie să fim foarte prevăzători să nu păcătuim. Nu-i faci lui Dumnezeu plăcere să pedepsească, scrie în Plângeri la capitolul 3. Dar e sfânt și cum spunea prin profeți chiar despre Israel, nu poți să te las nepedepsit. Trecem mai departe, în al cincilea rând. David a înțeles că are nevoie de o reformă, de o regenerare totală în viața lui. Doar că a dorit, cum spuneam la punctul 2, o sfințire totală. A înțeles că trebuie să-și fixeze viața pe alte principii, că cele ce funcționau în timpul păcătuirii n-au fost întru totul performante. De aceea el se roagă, citesc din Psalmul 51 de la versetul 5, astfel: iată că sunt născut în lege și în păcat m-a zămislit mama mea, dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea lăuntrul meu. Versetul 10, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă da de la lepăda de la fața ta, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duc de bună voință. Foarte important. Ca să nu mai păcătuiești după ce te iartă Domnul, trebuie să-ți regândești principiile spirituale după care îți conduci viața de credință. Fără zile de post, fără rugăciune sistematică, fără citire, studiere, aprofundare a Cuvântului Dumnezeu, fără a avea un mediu, relații frățești sănătoase, fără a te feri de lumea asta, n-ai cum să duci pocăința. Numai în condiția în care îți reglezi modul de gândire și de viață. Altfel, totul se rea de la capăt. Se spune că un slujitor care se îmbolnăvise se dus la un medic creștin și el, și acesta l-a consultat și i-a spus: e mare problemă cu organismul tău, e degradat, e obosit, ai lipsuri, carențe majore în substanțe vitale, organe importante sunt afectate. Trebuie de acum să-ți regândești tot orarul, să-ți regândești deplasările, alimentația. Și fratele slujitor, gândindu-se că îi dă peste cap programările și tot orarul, îi zice: da, tu ești doctor, știi multe, din când în când câte o pastilă nu pot să iau și să mă duc mai departe? Și atunci medicul, un om înțelept, i-a zis: tu așa înveți pe oameni? Să-și continue viața cu prietenii lor, cu lumea lor și din când în când le dai câte o pastilă, să se roage, să spună: Doamne, iartă-mă, și mai departe. Nu înveți să schimbe modul de viață? Asta se ruga David: Doamne, zidește în mine o inimă curată, un duh nou și statornic, disciplinat. Altfel nu se poate. Avem imaginea acelor 7 biserici prezentate în Apocalipsa 2 și 3, cum unii fuseseră cândva, dar au pierdut valorile, alții erau indiferenți, superficiali. Situație în care se comit păcate, flagrant, frecvent. Dacă se vrea să trăim frumos și să nu mai păcătuim, și se poate asta, unii sunt pesimiști și spun: n-are cum să se mai poată pocăi, că s-a obișnuit rău. Se poate dacă schimbă fundamental principiile după care își coordonează viața. Duhul lui Dumnezeu ne poate oferi asistența necesară
facilitează întreg procesul, dar e ceva ce ține de noi și noi despre asta vorbim. Ce poți face ca să fii iertat sau am putea să mai amendăm titlul, să spunem, și să nu mai tot ai nevoie de iertări repetate. Să fii iertat și să rămâi curat. Asta își dorea David. Să trăiască frumos în continuare. A spus, spală-mă, curățește-mă și voi fi curat. Vreau să rămân curat, să trăiesc în condiții plăcute ție. O viață de biruință, Doamne ajută! O a șasea cerință. David s-a angajat în continuare să slujească Domnului, cum de altfel i-a plăcut toată viața. Iată ce citim de la versetul 13. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Voi cânta mai departe și a compus psalm. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arde de tot. Și apoi spune în continuare, în versetul 19, atunci vei primi jertfe neprienite, arde de tot și jertfe întregi, atunci se va roce pe altarul tău viței. De ce vrem să ne sfințească Domnul? Să-L încezim sau să slujim? În primul rând să fim conștienți că avem harul unei sluji, să slujim în templul propriei noastre ființe. Îmi spunea cineva odată, vreau să cânt la adunare și nu mă lasă. Zic, și? Da, vreau să cânt pe lauda Domnului. Foarte bine, tu știi că mai ai o adunare? Tu însuți ești o adunare. Ești un templu. În Duhul poți să fii unit cu alții? Îl laudă pe Domnul în altă parte, tu îl lauzi aici acasă. Sau poate în familie cu cei apropiați. Rugăciunea o facem la adunare, dar o facem și în mod individual. Când încuiem ușa după noi, e tot loc de slujbă. Da, slujirea nu mai ține acum de ziduri, nici chiar de număr. Este în duc și în adevăr. Apoi, slujirea de a face cu darurile primite. Dar asta numai în curăție, pentru că altfel se strecoară erezii și erori. Un vas întâi trebuie să devină curat și apoi trebuie să fie folositor. Altfel, ce am câștigat dacă l-am curățat și acum rămâne gol? Trebuie să fie umplut, că e nevoie. Fiecare, potrivit cu chemarea lui, poate să slujească Domnului. E drept că după o cădere ca a lui David, nu putem să vorbim de orice slujire. Că cine și-a pierdut demnitatea și bunul nume, nu mai poate, de exemplu, să fie în fața poporului, dar tot poate și el să facă o slujire. Fiul risipitor n-a venit cu pretenții. A zis că vrea să fie slugă. Eu cred că a avut următoarea mentalitate. Măcar din ce pot să mai recuperez din averea pierdută. Cred că nu se gândea să muncească numai pentru pâine. Așadar, să înțelegem că Dumnezeu vrea să avem o pocăință statornică, dar să avem apoi un sens, un scop în viața noastră. Ca și soacra lui Petru, după ce a fost vindecată, le-a slujit. Un om care se însănătoșește poate fi pus la treabă. Și în ultimul rând, în al șaptelea, e important să gândim ca David. Citesc mai întâi versetele și apoi desprindem ideea.
versetul 18. În îndurarea ta varsă-ți binefacele asupra Sionului și zidește zidul Ierusalimului, atunci vei primi jertfe neprinite, arde toți și jertfe întregi, atunci se va roși pe altarul tău viței. Adică orice om ce se pocăiește este o motivație și pentru alții să slujească. David a căutat, așa ca și Mardoheu altădată, binele poporului, cauza sfântă, așa ca Ana, care n-a fost egoistă, s-a zis, Doamne, eu vin la templu și aici este nevoie, dacă îmi dai un copil, mi l-aș dori acasă, dar mai degrabă ți-l dau ție. Și Dumnezeu i-a mai dat apoi și ei, și fete, și băieți, i-a cerut numai unul. Domnul a răsplătit-o. Știți ce dorințe avea David pentru templu? Și astea au fost după păcatul lui. N-a putut să-l mai construiască, dar a fost neobosit în a procura materiale. Și Dumnezeu, văzându-i dorința, i-a arătat schițele, i-a dat proiectul. El a organizat leviții, a fost foarte activ după aceea. Nu și-a mai făcut timp de plimbări să se uite după femei. De aceea eu nu înțeleg pe cei ce spun că vor să slujească Domnului și au timp de distracții. Vremea e scurtă, nevoile sunt mari, noi suntem datori lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu trebuie să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună, să fie plin de râfnă pentru fapte bune. Nu una ne amesteca unde nu ne este dat, nu una intra în templu ca Ozia, să lăsăm fiecare să-și facă slujba așa cum le este dat, dar să fim gata să slujim, să o facem cu toată inima. Doamne ajută-ne! Să recapitulăm. Ce poți face ca să fii iertat și să nu mai păcătuiești? 1. Să apelezi la mila divină. Dumnezeu în bunătatea sa ne iartă, n-are motive la noi, găsește motive la El. 2. Să dorești o sfințire totală, să poți identifica orice păcat și să fii gata să te lepezi de el. 3. Să lași conștiința să opereze ca să te ajute să identifici corect păcatul și să simți mustrarea și vinovăția, durerea pentru păcat. 4. Acceptă pedepsele, că nu primim noi pedeapsa cea mare, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste Domnul, pedepsele care vin peste noi sunt doar așa pentru învățătură de minte pentru noi și pentru alții. 5. Înțelege necesitatea să-ți reorganizezi viața pe principii solide, sănătoase, sfinte, ca să nu mai repeți delictele anterioare. 6. Angajează să slujești Domnului, să fii activ. Și 7. Luptă-te pentru cauza poporului Dumnezeu. Gândește-te și la alții. Ce exemplu ești pentru ei? Îți vei dărui viața slujirii celorlalți? Vei fi gata să te lupți și pentru iertarea și pentru mântuirea altora, la gândul iertării care ți-a fost oferită, să dorești iertarea tuturor, la gândul statorniciei tale, să te lupți pentru a rămâne toți în credință. Așadar, să nu uităm că iertarea este prin Domnul Iisus Hristos, dar mila lui Dumnezeu nu poate opera fără o atitudine corespunzătoare din partea noastră. Iertarea are regulile ei, felul cum gândim trecutul, ceea ce am făcut, manifestarea din prezent cu căință și cu
plânsul și dorințele și angajamente necesare și statornicia pentru viitor, pentru a nu mai repeta păcatul, pentru a dori să fim curați și să rămânem curați. Lăudat să fie Domnul pentru toți pe care i-a iertat și binecuvântat să-i fie numele pentru toți pentru care rugăm să ierte și apoi să ne ajute pe toți să trăim frumos și cu El pentru vecii vecilor. Mărit să fie Domnul. Amin.